Mai sunt doar câteva zile până la Paște, însă în România, mai exact în Poiana Brașov, o stațiune turistică populară în lunile de iarnă, a nins ca în povești, iar pe pământ s-a așezat și un covor subțire de zăpadă. S-a întâmplat din cauza unor mase de aer reci care au cuprins în aceste zile partea de est a Europei. Meteorologii au emis un cod galben de ninsori și vânt puternic pentru zonele montane ale României, care ar urma să expire astăzi. Prognozele sunt însă îmbucurătoare. Vremea se va încălzi un pic în aceste zile în țara vecină, iar spre sfârșitul săptămânii aceasta va deveni destul de caldă, deși diminețele vor fi răcoroase pentru această perioadă.